După absolvirea școlii generale din Salva, s-a înscris la liceul de muzică din Bistrița, pe care îl urmează cu rezultate deosebite. Cânta la toate serbările școlare, cântece învățate de la mama sa, Genuca, la rândul ei, cântăreață și creatoare populară. Sărim așa peste premiile obținute la diverse festivaluri. Cităm, pentru multe persoane din comuna Salva, folclorul este precum aerul și apa, fără de care nu ar putea supraviețui. Două astfel de valori ale județului, care păstrează o frumoasă comoară a folclorului, sunt Alina și Genuca Ceuca, cele două femei simple care atestă bogăția vieții și frumusețea spirituală a locuitorilor din Salva, care știu și astăzi să păstreze nealterate tradițiile satului. Fișă realizată de Ramona Feti. Vreau să vă spun că și Alina, ca și Cristina, face parte din grupul Valeria Peter Predescu, fostul grup Miorița, au fost luate sub aripa doamnei cântecului popular năsăudean. O să le provoc, dacă sunt de acord, în partea a doua a emisiunii, să ne cânte ceva live din repertoriul lor, așa o strofă din cântecele pe care le-au învățat împreună cu doamna Valeria. Deocamdată ne întoarcem la dicționar și ne spunea domnul Senic că aveți câțiva oameni care v-au sprijinit în acest demers. Da. Pe lângă membrii astre care s-au implicat la nivelul fiecărei localități. Pentru că dacă am luat de la Rodna spre Mocod sau de la Romului spre Dumitrea, atunci am putea nominaliza la Rodna pe domnul Păiuș, la Maieru pe domnul Ursa, la St. George directorul Strugar și domnul profesor Ciocârlă, pe Valea Ilvelor, în fiecare localitate sunt oameni excepționali, Pavel Berengea, doamna Feștila Leonora, de la Lunca, de la Poiana, doamna Buta Mărioana, de la Măgura, domnul învățător Ureche, de la Ilva Mică, profesorul și familia mare Ilie, coborâm la nepos domnul Daru și Parva, domnul profesor Roș, Lebrișoara, domnul Cataric și profesorii care l-au înțeles, la Năsăud, peste 100 de fișe a făcut familia învățătorului Mititean cu doamna Florica Pleș, au peste 150 de fișe, care înseamnă personalități implicate în viața culturală a localității. La Salva, doamna profesoară Ana Filip și fata ei, Romana Feti, la Runcu Salvi, domnul Dincu, la Mititei, doamna Olimpia și domnul Bindea Florin, la Mocod, doamna Floarea Vaida, la Romului, doamna Herța Gabriela, la Telciu, sunt mai mulți, domnul Cristi Ilovan, profesori, doamna Homei, doamna profesoară de română, doamna Ienci Maria, la Coșbuc, doamna Florentina Popu, domnul profesor Catalano și sunt mulți, foarte mulți implicați. Îmi cer scuze de la cei pe care probabil din viteză... L-am lăsat pe domnul Senis să... parcă suntem la pomenire așa, la preot, la biserică. Da, deci, dar este meritul lor, meritul lor, să știți. Asta e un aspect. Al doilea aspect pe care vreau să-l scot în evidență este colaborarea. Colaboratorii noștri au fost excepționali. Vă spuneam de domnul Gălățan, directorul Cerului Județean, dar la fel de ajutor ne-a fost primarul orașului Năsăud, domnul inginer Dumitru Mureșan, avem apoi muzeul județean pe domnul Mircea Prahase, care are atâtea studii și a condus revista Studii de Cercetări Etnoculturale, a ajuns la vreo 14 volume, în care am avut și eu norocul să public câte ceva. Este un privilegiu să ai cărțile domnului Prahase și să ai aceste studii în biblioteca personală. Și nu numai atâta, domnia sa știu că a dăruit cu multă generozitate fiecare biblioteci, fiecare centru cultural din Ținutul Năsăudean. Apoi avem Muzeul Grăniceresc, domnul doctor Lucian Vaida, directorul muzeului, care recent
a și inaugurat secțiunea etnografică a muzeului, Uniunea Comunilor Găincerești, Protopopiatul, prin Părintele Protopop, Ioan Dâmbu și, nu în ultimul rând, Colegiul Național George Coșbuc, prin directorul Dorel Coc și ceilalți colegi care în marea lor majoritate și-au făcut fișe în dicționar, i-au îndemnat și pe alții și am putea spune că în felul acesta partea substanțială a zestrei culturale o avem în dicționar. Toate acestea n-ar fi fost posibile dacă Astra n-ar fi câștigat un loc, să spunem, onorabil în lista celor finanțați de Administrația Fondului Cultural Național de la București. Am intrat în competiție cu marile societăți culturale la nivel național, am fost verificați mai ales financiar pe ultimii 3 ani, având o gestiune, un bilanț corect ca societate neguvernamentală, societate culturală, cu tot bilanțul semnat de Direcția Financiară a Județului, am devenit credibil. Și în felul ăsta am câștigat, iar 100 și ceva de milioane, ca să apară această carte, bani folosiți de editura La Pocăstar din Cluj. Vă dați seama, la 60 de lei acest dicționar de 840 de pagini este, numai astăzi îl putem găsi așa. Altă dată, sau cei care îl adună și îl țin peste, știu, 20 de ani, nu mai mult, poate peste 50 de ani îl vând la preț mult mai mare, pentru că în felul ei este o carte unică, valoroasă. Oriunde veți deschide, domnul Menuț, oriunde veți deschide, vă întâlniți cu personalități, fie meșteri populari, fie dascăl, fie preoți, fie cântăreți, depinde de capitolul în care ați deschis. Să deschidem undeva la întâmplare. Unde vreți. Cum facem cu Biblia câteodată. Da. Berj Vasile, Năsăud, maestru electrician, maestru coregraf, referent, da, artist, membru Astra. Da, vă pot spune și fetele. Și din coace doamna Cornelia Ardelean Archiudean, cu o fișă foarte frumoasă. Da, o și salutăm pe această cale, dacă putem să arătăm așa un pic. Da, da. Dinspre Astra Năsăudeană, un salut. Și o felicităm pentru toată activitatea domniei sale. Da. Împreună cu domnul Archiudean, ce poză frumoasă. Da, 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 da. Este și doamna Valeria, toți interpreții din județ. Doamna Maria Peter, care nu mai este, Lucreția Sfânt Mihăian de la Dumbrăvița. Da, adică vreau să mulțumesc și domnilor Menuț și Pugna de la Alexandru Pugna de la Bistrița, care au avut grijă să introducă în acest dicționar personalitățile culturale ale centrului Bistrița. Are Clujul, are Bistrița, are Becleanu, nu mai zic Valea Năsăudului, până și Chișinău, care iubește cultura populară românească și se îmbracă în costum năsăudean, are aici o fișă. Președinta limbii noastre, cea română, de la Chișinău, îi găsesc fișa în dicționar și de-abia așteaptă să poată trece granița, să intre în posesia dicționarului. Sper ca vizita domnului președinte Băsescu să înlesnească această trecere a românilor de o parte și de alta Prutului. Înainte de a mai cânta, vreau să o întreb pe Cristina, pentru ea, ce reprezintă apariția într-un dicționar? Este o apariție plăcută pentru mine și pe această cale mulțumesc domnului Ioan Senic și domnului Mititean și familiei dumneavoastră, pentru că m-ați introdus în această carte și ați scris cuvinte foarte frumoase despre mine. E meritul tău. Și vă mulțumesc pentru asta. Când vei fi la o vârstă onorabilă, cum doamna Cornelia, cum ceilalți, domnul Pugna și alții, o să-ți aduci aminte cu plăcere de acest dicționar, da, și o să mulțumești părinților tăi că ți-au făcut rost de el la timpul potrivit. O carte bună... Părinților și bunicilor. Și bunicilor, da. Da. O carte bună se procură atunci când o găsești, nu când îți trebuie.
Este un lucru important, cred că.